Bună ziua, dragi prieteni, la o nouă emisiune Astre și Destin. Așa cum vă spuneam în săptămâna anterioară, acest interval începe cu faza de lună plină, care din acest punct de vedere se plasează și se formează în semnul săgetătorului. Ceea ce este cel mai important pentru acest interval analizat, pentru această săptămână 14-22 iunie, este atât această fază de lună plină, cât și ulterior, a doua și a treia zi, opoziția lunii la Mercur retrograd din semnul racului, care foarte curând, în doar câteva zile, va intra înapoi în semnul său pe care îl patronează respectiv Gemenii. Totodată trebuie să reamintesc faptul că Saturn își păstrează mersul retrograd și de câteva zile a intrat în aceeași deplasare retrogradă și Neptun, care se află în Pești. Și din acest punct de vedere, chiar dacă Saturn nu se află la grade oarecum apropiate de cele ale lui Mercur și ale lui Neptun, totuși se formează un trigon în semne de apă, ceea ce înseamnă că cel puțin în această săptămână 14-22 iunie se activează o serie întreagă de chestiuni, probleme, atitudini, soluții, relații, o panoplie întreagă de aspecte care au la bază partea emoțională a fiecăruia dintre noi. Tocmai din acest considerent, intervalul 14-22 iunie este destul de încărcat de semnificații, iată, și nu în ultimul rând vorbim despre această combinație, această coloratură simbiotică adusă de Mercur și de Neptun, care, din perspectiva personală, cel puțin, vine și ne aduce oportunitatea de a ne ocupa de acele probleme de care fie nu am avut timp să ne ocupăm în ultimele săptămâni pentru că pur și simplu poate am fost asaltați de foarte multe alte lucruri, sau pur și simplu ne oferă posibilitatea să ne ocupăm de unele lipsuri pe care foarte mulți dintre noi probabil le-am putut constata atât în plan personal cât și în relația cu societatea și cu ceilalți. Și în consecință, această simbioză Mercur-Neptun în semne de apă vine să întregească de fapt și să acopere acea zonă a laturii noastre emoționale care a rămas oarecum descoperită în ultimele săptămâni și care, tocmai din acest punct de vedere, foarte multor nativi din toate zodiile le-a cam dat de furcă și a cauzat numeroase probleme, în primul rând de comunicare. Chiar dacă unii nativi sau alții din diferite zodii au parcurs această perioadă într-un mod oarecum lejer sau satisfăcător, totuși, dincolo de aceste imagini de fațadă, au existat aceste lipsuri, aceste lacune, aceste porțiuni relaționale care au avut de suferit tocmai din cauza lipsei de înțelegere în comunicare sau din incapacitatea efectivă, ca să spunem așa, de a-și face înțeles punctul de vedere fiecare nativ acolo unde s-a plasat în domeniul socio-profesional sau relațional. Și pentru a continua explicațiile referitoare la direcția generală de manifestare a energiilor astrale în această săptămână 14-22 iunie, să spunem că după faza de lună plină, astrul selenar intră pe o perioadă descendentă, ca să spunem așa mai simplist, ceea ce oferă, din multe puncte de vedere, inclusiv al terapiilor, posibilitatea de a începe fie o cură de slăbire, fie una de detoxifiere pentru cei care
iată, au probleme de greutate sau dezechilibre hormonale sau alte tipuri de dezechilibre sau probleme organice sau funcționale energetice, ceea ce constituie pentru următoarele 2 săptămâni o posibilitate de a scăpa fie de kilogramele în plus, fie de a urma o dietă corespunzătoare bazată pe niște rețete sau niște tehnici adecvate care să le ofere posibilitatea de a elimina fie stratul adipos, fie aceste dereglări de tip hormonal despre care am vorbit la unele zodii în ultimele săptămâni. Și ca să nu pierdem timpul, să intrăm direct în predicțiile astrale pentru intervalul 14-22 iunie. Și ca de obicei, începem cu zodia berbecului. Nativii acestui semn au parte în intervalul de care vorbeam de unele probleme în domeniul profesional care reprezintă ecouri ce vin dinspre sectoarele familial și financiar. Perspectiva adusă de aceste chestiuni activează lucruri legate de acte, de moșteniri și de o serie întreagă de lucruri care trebuie să vină mai mult sau mai puțin ca o recompensă sau ca niște plusuri, fie de capital, fie de responsabilități, dar din acest punct de vedere există dificultăți pe care nativii berbec trebuie să le întâmpine și care îi determină pe foarte mulți berbeci să se mobilizeze din punct de vedere organizatoric pentru a rezolva cât mai bine astfel de chestiuni. Totodată, la faza de lună plină, care deja are loc zilele acestea, pentru acești nativi, vorbim despre, pentru cei care sunt tineri, de exemplu, de unele reușite la examene, de chestiuni cu caracter comercial sau de afaceri care pot fi începute sau continuate într-un mod satisfăcător, dar cu mențiunea că este necesară o prudență sau o atenție sporită legată de actele care prevăd circulația lichidităților dintr-o parte într-alta. Totodată se mai pune problema pentru nativii berbec a unor aspecte care au legătură cu creditorii sau cu băncile. Din acest unghi al problemelor, pentru cei care, de exemplu, au credite sau împrumuturi în bănci, este foarte indicat pentru următoarele zile să poată să meargă să facă un împrumut, dar acest lucru le cere nativilor berbec un plus de prudență și de seriozitate, mai ales pentru că Mercur fiind retrograd în casa a patra, întorcându-se către a treia, este necesar ca berbecii să fie foarte atenți la orice clauză contractuală pe care o citesc, cel puțin în cazul unor astfel de împrumuturi pe care le fac, și din alte unghiuri de vedere vorbim despre cazuri în care pentru alți nativi berbec pot fi puse pe tapet chestiuni legate de bani care au legătură fie cu familia, fie cu bunuri imobiliare, de unde și necesitatea de a se mobiliza foarte exigent și cu multă luciditate, fără a consuma prea multe vorbe și cu necesitatea de a fi mai practici acolo unde ei sunt chemați sau au probleme de rezolvat. Nativii semnului Taur. Pentru Tauri vorbim despre o perioadă legată de apariția unor rivalități, chiar și de moment, dacă sunt acestea, pentru că nativii întâmpină anumite situații, uneori poate chiar bizare, care au legătură sau care îi privesc
pe colaboratorii și asociații cu care nativii acestui semn se află în relaționări de orice tip. Și din astfel de situații, ca efecte pe termen scurt și mediu, se pune problema unor rivalități de moment prin care nativilor Taur, sau mare majoritate a acestor nativi, fie li se contestă cel puțin imaginea de sine sau meritele pe care și le-au însușit conform activității practice pe care au depus-o, fie capacitatea și valoarea organizatorică acolo unde își desfășoară activitatea. Aceste lucruri nedorite sau neplăcute, întâmplându-se fie datorită unor gafe care pot să aibă legătură cu neînțelegeri verbale de comunicare în anturajul colegial, fie unor nereguli care brusc, inopinat, apar în unele acte, în anumite dosare sau în scrisuri de care mulți nativi Taur se ocupă, sau în urma unor dialoguri care pot să aibă loc într-un mod, să spunem, cel puțin bizar, pe muche de cuțit, atunci când se pune problema unor chestiuni sau probleme stringente cărora taurii trebuie să le găsească o soluție și nu în mod obișnuit, așa cum taurii fac de obicei, ci într-un mod mult mai rapid, datorită lui Mercur retrograd, care grăbindu-se către semnul gemenilor le cam dă bătăi de cap nativilor Taur, având în vedere că aceste aspecte care vin să le dea peste cap și să-i compromită la capitolul imagine, pot să lovească și în sectorul financiar, adică în domeniul banilor proveniți din munca depusă, astfel încât, dintr-o astfel de perspectivă, în zilele următoare, deci 15, 16, 17, pentru nativii Taur, să existe o chestiune legată de modul în care ei și-au pus speranțele în acest sistem relațional acolo unde se află, văzând că ceea ce credeau ei despre unele persoane este de fapt mai mult o cortină de fum și iluzia sau neplăcerile create de astfel de revelații îi va lăsa cu un gust amar, însă acest lucru nu trebuie să-i dezamăgească, ci mai degrabă trebuie să-i mobilizeze și mai mult, pentru că ei beneficiază în continuare de un capital de imagine pe care trebuie să-l exploateze și să-l folosească în sensul personal, pentru a putea să tragă foloasele și pentru a putea să pună la punct spre sfârșitul acestui interval, respectiv 21-22, o mică strategie legată de modul în care ei pot să lucreze sau să transmită anumite informații prin mijloacele moderne de comunicare. Dar la acest capitol ei trebuie să fie foarte atenți, pentru că opoziția lunii cu Marte din perioada 20-21 iunie le poate aduce niște, să spunem, încurcături legate de modul în care ei se descurcă în mediul colegial amical la locul de muncă. Nativii semnului Gemeni. Așa cum spuneam în ultimele 2-3 emisiuni, nativii acestui semn au traversat o perioadă cam turbulentă, dar și plină de posibilități de a descoperi unele lucruri pe care ei nu credeau că pot fi posibile să le afle. Din acest punct de vedere, pentru gemeni revine în prim plan necesitatea de a-și repara imaginea personală, mai ales imaginea legată de activitatea publică, deoarece fie aceasta a avut de suferit de pe urma unor neînțelegeri, fie pentru că unele aspecte relaționale de anturaj au fost neglijate sau tratate insuficient. Chiar dacă în ultimele 2-3 săptămâni, să spunem, pentru nativii gemeni, lucrurile au stat suficient de bine, în sensul că au fost cooptați să participe în diverse forme de colaborare în anturaj sau într-o echipă sau într-un grup
care se ocupă de anumite chestiuni. Totuși, imaginea lor a avut de suferit pentru că, dacă vă amintiți, cum spuneam cam în urmă cu o lună, două, pentru mulți dintre ei au existat vorbe spuse pe la spate și de-abia acum încep să apară, să spunem așa, mai mult în ghilimele, roadele acelor vorbe în privința cărora nativii gemeni își vor face o idee legată de modul în care acele persoane care își exprimaseră opiniile sunt văzute acum în adevărata lor lumină. Culmea este că mulți nativi gemeni vor constata că unele dintre aceste persoane au făcut un joc dublu, sunt persoane cunoscute și chiar în unele cazuri foarte apropiate, iar ceea ce va fi frapant și poate uneori șocant pe alocuri pentru unii nativi gemeni va fi faptul că unele dintre aceste persoane sunt chiar persoane aflate în imediata lor vecinătate sau chiar lângă ei, așa cum se spune. Vorbim pentru nativii acestui semn de planul afectiv. În primul rând, unde pot apare tensiuni sau momente încărcate de stări agitate cauzate de dorința de a rezolva cât mai repede, cum sunt gemenii de obicei, o chestiune legată de propria interacțiune în raport cu un anturaj sau de modul în care un nativ geamăn acolo unde este el va încerca să repare ceea ce alții au stricat pe seama lui. Dintr-o astfel de perspectivă, necesitatea de a rezolva în acest interval după momentul de lună plină astfel de lucruri va fi blocat sau va fi broiat de către conjuncția lunii cu Pluton, care, dintr-o astfel de perspectivă, face o opoziție la Mercur retrograd, ceea ce, ca o perspectivă asupra unor astfel de lucruri pe care gemenii se străduiesc să le rezolve, vor aduce niște probleme și blocaje legate de modul în care personalitatea lor se manifestă în relația socioprofesională pe care o au împreună sau la locul unde își desfășoară activitatea, împreună cu colegii sau în raport cu persoane care dețin funcții de conducere. Totodată și concluziv pentru nativii gemeni, este foarte important de știut că cineva din posesivitate, din gelozie, din invidie sau pur și simplu din răutate sau din considerente mai puțin înțelese, le cam poartă sâmbetele și cochetează cu niște atitudini care nu sunt chiar tocmai ortodoxe pentru gemeni, ceea ce din acest punct de vedere foarte mulți nativi ai acestui semn vor descoperi cu uimire, cu stupoare chiar, și poate unii vor fi chiar șocați, faptul că persoane în care ei aveau deplină încredere, cel puțin ca aparență, se vor dovedi de fapt persoane care au încercat să le intre pe dedesubt, pe sub pielea lor, să le afle niște secrete de care să se folosească mai târziu pentru a obține niște avantaje nemeritate. Concluziv, pentru gemeni este faptul că ziua de 18 le poate pune niște probleme legate de planul emoțional afectiv și din acest considerent este foarte important să stea retrași în cochilia lor, dincoace de perdea de fum iluzorie de care au avut parte și să se ocupe preponderent numai de sarcinile profesionale, de pe urma cărora s-ar putea să aibă și niște satisfacții cât de curând, având în vedere că pentru unii gemeni, odată cu Mercur retrograd, pot să apară niște schimbări de statut personal raportate la locul de muncă. Nativii semnului RAC. Acești nativi sunt puși în situația de a revizui o chestiune ce ține de modul în care pot aplica o soluție la problemele și proiectele în care sunt implicați, ori în ceea ce privește modul de relaționare cu cei din anturajul profesional. Fie că unii raci sunt subordonați, fie că sunt șefi, fie că sunt colegi într-o echipă sau un grup, pentru ei Mercur retrograd aduce o schimbare de imagine,
dar nu în sensul înfățișării sau al tacticii de abordare a unor situații sau a unor probleme, ci în sensul schimbării strategiei de comunicare. Pentru RAT și imaginea lor contează acum, în acest interval 14-22, contează într-un context care are legătură cu plasarea de capital la care participă împreună cu colaboratori sau asociați sau cu recompense sau sume încasate din activități imobiliare sau tranzacții pe piața comerțului, acolo unde unii nativi RAC au plasate asemenea valori. Din acest punct de vedere, pentru ei, luna plină le-a adus o oportunitate de a înnoi niște chestiuni contractuale sau de a prelungi niște afaceri pe baze legale și oficiale, ceea ce le permite pe mai departe să obțină niște avantaje din punct de vedere al consolidării relațiilor pe care le au și ca efect pe termen mediu, deci pentru 2-3 săptămâni, pentru RAC se întrevăd niște situații favorabile din punct de vedere al capitalului pe care îl rulează, dar și al unor oportunități legate de inspirația și modul în care știu să pun în aplicare acest ideal sau scop pe care îl au și, și l-au propus spre a-l îndeplini în perioada aceasta de timp. Însă este foarte important, odată cu conjuncția lunii cu Neptun din data de 18, să fie mai realiști, pentru că a visa cu ochii deschiși este un lucru bun, dar la nivel practic și concret poate să le aducă niște surprize neplăcute, în sensul că s-ar putea să treacă pe lângă niște oportunități foarte bune, ceea ce ar fi chiar un mic eșec ce le-ar putea da peste cap planurile pe care și le-au propus să le îndeplinească. Totodată, aceste plasări de capital la care participă împreună cu alți asociați vizează sumele încasate acolo unde este cazul evident, din activități imobiliare sau tranzacții de pe piața comerțului. Luna plină, așa cum spuneam, le aduce de altfel o inspirație de moment, ce le oferă această șansă de a perfecta o idee dusă până la detaliu, ceea ce racii nu prea au făcut în ultimii ani, pentru atingerea țelului propus. Nu în ultimul rând vorbim pentru acești nativi de faptul că trebuie să se sfătuiască pe mai departe, în continuare, așa cum spuneam în edițiile anterioare, cu un consilier sau cu o persoană pricepută în astfel de chestiuni legislative, pentru a nu da greș și pentru a-și pune la punct această strategie de care vorbesc în privința faptului că trebuie să fie mai obiectivi și mai eficienți în activitatea pe care și-o desfășoară. Nu în ultimul rând, în zilele de 19 și 20, pentru RACI este foarte important să țină seama de faptul că trebuie să comunice și să schimbe foarte mult idei cu conținut oficial, acolo unde ei își desfășură activitatea, dar acest lucru trebuie să-l facă cu maximă prudență, deoarece din grabă, din neatenție sau dintr-o agitație cauzată de nevoia de a rezolva bine și repede niște probleme, pot să greșească și să transmită altceva în loc de ceea ce ar fi vrut ei să spună, lucru care poate să ducă la erori în comunicare sau la imposibilitatea de a obține rezultatele pe care și le-au dorit în acest interval, 14-22 iunie. Nu în ultimul rând, este bine să țină seama de faptul de a nu cheltui exorbitant pentru propriile plăceri și să fie mai econom, pentru că este o perioadă foarte bună pentru nativ irac să învețe să își pună la punct latura aceasta
de negocieri care le poate fi de folos pe mai târziu când se anunță pentru raci undeva spre mijlocul verii o serie întreagă de chestiuni foarte favorabile care le va spori bugetul, imaginea de sine, dar și prestigiul acolo unde ei se află. Nativii semnului Leu. Faza lunii pline din Săgetător determină pentru acești nativi câteva chestiuni benefice legate de relația afectivă și de copii, dar și de raportarea la părintele de gen masculin, precum și de capacitatea intuitivă pe care nativii trebuie să și-o folosească la modul concret. Aceste chestiuni vin să le ușureze, să le faciliteze, să mai scadă din starea tensionată pe care foarte mulți nativi leu au avut-o în ultimele 2-3 săptămâni, ceea ce a fost cauzat datorită prezenței lunii negre pe semnul lor, care pentru cel puțin 2 săptămâni în ultima vreme, aflându-se în cuadratură cu Venus din Taur și cu Saturn din Scorpion, care este și el retrograd, le-a cauzat multor nativi leu probleme legate de locul de muncă și de viața desfășurată în domeniul familial. Mulți nativi leu încep să construiască în această perioadă, datorită lui Mercur retrograd, care se pregătește să iasă din rac și să intre din nou în gemeni, se pregătesc să construiască noi relații în privința anturajelor în care ei se învârt și care există în jurul unor persoane care fie dețin funcții importante de conducere sau de coordonare, fie prin însăși poziția lor, au un rang oficial sau un statut aparte care leilor le este de folos. Totuși, vorbim aici pentru marea majoritate a nativilor leu de faptul că e necesară vigilența, deoarece acest Neptun retrograd de pe casa 8-a acționează mai mult sau mai puțin într-un mod iluzoriu sau înșelător, ca o perdea de fum sau ca o, dacă vreți, o iluzie optică, ca un voal, ce acoperă o problemă care există de ceva vreme și pe care nativii leu se preocupă să o rezolve, dar în privința căreia se încearcă de către terțe persoane să fie ascunsă ca o acțiune revanșardă sau cu intenții mai puțin cunoscute, dar nu mai puțin încărcate de o semnificație negativă. Vorbim pentru nativii leu de faptul că opoziția lui Marte la Uranus din Berbec le cauzează, cel puțin în ultima vreme și în acest interval 14-22 iunie, o serie întreagă de dialoguri nu neapărat agresive, dar cu replici sarcastice, ironice, uneori chiar acide, care le poate da peste cap tonusul și care vizează buna înțelegere pe fond afectiv, fie în cadrul cuplului, fie în cadrul asocierilor la care unii nativi leu participă sau colaborează prin capacitatea lor profesională. Dintr-o asemenea perspectivă, se poate spune pentru nativii leu faptul că această Venus aflată pe ultimele grade din Taur stârnește încă animozități legate de planul afectiv, de gelozii, de posesivități, de neînțelegerea factorului sentimental raportat la cuplu sau la înțelegerea unor eforturi pe care un nativ leu le face în plan profesional vis-a-vis de viața de familie și ca un corolar al unei astfel de chestiuni, mulți nativi leu se simt tentați să dea cu pumnul în masă, cum se spune, sau să fie
cam radicali în atitudinea lor vis-a-vis de necesitatea rezolvării unor astfel de probleme stringente și apăsătoare, însă este foarte important, așa cum spuneam, să țină seama și să fie prevăzători de faptul că, indiferent că sunt persoane apropiate sau terțe, voarul acesta înșelător ascunde de fapt, dincolo de el, un eșec iluzoriu în care sau în, dincolo de care sau care le aduce leilor un răspuns nesatisfăcător. Deci este mai bine pentru nativii leu să renunțe la o astfel de atitudine de a tranșa radical sau punitiv o astfel de situație. Este bine să aibă răbdare să aștepte peste 2-3 săptămâni când alte condiții astrale le vor fi mai favorabile și le vor aduce oportunitățile de rigoare. Este foarte important să țină seama de altfel de faptul că Mercur intrat în deplasare retrogradă pe semnul racului pentru încă 2-3 zile le poate cauza, din cauza acestui stres, probleme digestive sau hormonale, ceea ce s-ar repercuta în următoarele săptămâni într-un mod neplăcut asupra sănătăților. Nativii semnului Fecioară. Nativii Fecioară traversează acest segment de timp în această săptămână, 14-22 iunie, în care, deși muncesc mult pentru a pune la punct unele aspecte care țin de detaliu sau de recuzită sau de ceva concret care rezultă prin asamblarea unor sarcini puse în comun sau în care se implică pe măsură, ei trebuie să țină seama de faptul că pot apare scurte întorsături de situație care le pot da peste cap calculele pe care ei le-au făcut în ceea ce privește fie recuperări de investiții, fie aplicarea concretă a unor segmente de proiecte în care ei participă sau recuperări de investiții ori relaționări și comunicări prin mijloace moderne de comunicație. Acestea pot avea de suferit în cazul în care nu sunt atenți la detaliile pe care sunt chemați să le observe cu multă atenție. Din acest punct de vedere, putem să spunem, de exemplu, că faza de lună plină, care s-a desfășurat în aceste zile din urmă, le-a adus necesitatea de a fi mai exigenți cu ei înșiși, în primul rând, cu cheltuielile pe care le fac, investind la modul eficient, responsabil, dar restrâns, ceea ce în următoarele zile ale acestui interval 14-22 iunie le oferă posibilitatea de a înțelege în sens concret în ce mod își pot folosi intuiția și creativitatea pentru a aranja, pentru a rezolva, pentru a pune într-o ordine anume, așa cum consideră de cuvință, aceste lucruri de care se ocupă și care au la bază cheltuielile și investițiile pe care le fac pentru a obține rezultatele așteptate. Din acest punct de vedere, de exemplu, pe 18 și 19 iunie au parte de câteva situații favorabile, ceea ce, chiar dacă sunt de scurtă durată, le va aduce satisfacții și e bine să profite de aceste oportunități care pot apare în planul parteneriatelor. Conjuncția lunii cu Neptun de pe semnul peștilor din ziua de 18 le oferă nativilor Fecioară posibilitatea de a observa până aproape la detaliu acel segment în cadrul relațiilor și colaborărilor
care nu mergea chiar așa cum doreau ei. Și este foarte important ca dintr-o astfel de perspectivă, ținând seama de mersul retrograd al lui Mercur, care înseamnă necesitatea de a rezolva niște acte, niște chestiuni de ordin public și decizional, să țină pasul cu acest tempo imprimat de Mercur retrograd și să rezolve aceste chestiuni de detaliu despre care vorbeam ceva mai înainte, astfel încât să poată evita eventualele insatisfacții care pot apare dacă ei nu iau în seamă astfel de aspecte. Totodată vorbim despre faptul că din punct de vedere al unor eventuale încasări sau sume care pot fi recuperate, ziua de 20 iunie, deci exact la solstițiu, 20-21 iunie, au posibilitatea de a comunica foarte mult și eficient în același timp, cerând din partea partenerilor și a colaboratorilor cu care se află în relații, nu numai seriozitate și responsabilitate, ci și un ritm mai ridicat, mai accelerat de lucru, astfel încât, cel puțin pe parcursul zilei de 20, să poată să obțină rezultatele scontate, ceea ce pentru următoarea perioadă de timp le poate fi de folos, astfel încât să poată să dea un curs nou anumitor lucruri în care fecioarele sunt implicate, un curs nou care urmează după terminarea acestui interval, respectiv după 22 iunie încolo. Este vorba de o chestiune de imagine care pe fecioare le preocupă în mod concret și obiectiv, o imagine care trebuie îmbunătățită și care, din acest punct de vedere, le cere nu numai o cheltuială în plus, minoră, dar importantă, ci și luarea în considerare a unor chestiuni prin intermediul cărora trebuie să se implice personal în rezolvarea acestor chestiuni. Deci nu trebuie să-i mai lase pe alții să rezolve aceste responsabilități, ci să se implice și să se ocupe ei personal. Nativii semnului Balanță. Majoritatea nativilor acestui semn, săptămâna aceasta, astrală le aduce o revizuire a unor scopuri legate de activitatea și orientarea în raport fie cu un anturaj, fie cu alte persoane cu care se află într-un anume tip de relaționare, fie ea financiară, socială sau amicală. Acest Mercur retrograd, care o să treacă din rac în gemeni, le aduce posibilitatea nativilor Balanță de a se ocupa astfel la modul responsabil, dar plăcut, ceea ce poate să însemne îmbinarea utilului cu plăcutul, de anumite sarcini ce țin fie de niște sume de bani, fie de imaginea unei moșteniri care au legătură cu nativii Balanță sau de chestiuni care vizează propria activitate și imagine. Acest Marte care și-a reluat mersul direct pe semnul lor se află în continuare totuși în opoziție cu Uranus din Berbec și în ziua de 20, de exemplu, pentru nativii Balanță se anunță un interval, cel puțin pentru 24 de ore, destul de încărcat din punct de vedere emoțional și nu numai emoțional, ci și ca implicare responsabilă în chestiuni de tip organizatoric, acolo unde balanțele participă într-o formă sau alta de parteneriat. Din acest punct de vedere, conjuncția lunii cu Pluton din data de 14 le poate aduce câteva dificultăți, pentru că iarăși luna activează unul din brațele crucii cosmice, dificultăți legate de domeniul casnic familial,
Și în acest interval, 13-14 iunie, nu numai domeniul familial poate avea de suferit ca situații tensionate legate de moșteniri sau de recuperări de poziție în raport cu o moștenire, ci le poate aduce și unele dificultăți legate de modul în care unii nativi balanță sunt înțeleși sau comunică în plan socioprofesional din perspectiva fie a schimbării statutului acolo unde își desfășoară activitatea, fie în privința unor chestiuni care țin de responsabilitate. Dacă există nativi balanță ce dețin funcții de conducere, este bine să ia seama la faptul că pot fi trași într-un fel la răspundere de alte foruri superioare pentru faptul că ori lipsesc niște acte, ori un proiect nu este gata la timp, ori ceva legat de înscrisuri oficiale este întârziat, ceea ce le dă multă bătaie de cap nativilor balanță și este foarte bine din acest punct de vedere, de exemplu în ziua de 18, să ia seama că nu se pot sustrage sau fofila sau eschiva de la anumite responsabilități profesionale care vizează munca în echipă, ci este mai bine să se aplece cu multă atenție asupra acestui aspect al muncii în echipă, pentru că acolo există acel răspuns legat de situațiile pe care le-am menționat anterior. Deci, dificultățile pe care nativii balanță le pot întâmpina provin din faptul că trebuie să analizeze cu mai multă atenție și la modul realist ceea ce se întâmplă în jurul lor în privința relațiilor colegiale de muncă. Nativii Scorpion. Mercur și Neptun, aflate amândouă în deplasare retrogradă, le imprimă acestor nativi dorința de a repara o situație care mai mult sau mai puțin are legătură cu imaginea lor și cu riscurile care au apărut în ultima vreme în ceea ce privește degradarea unor relații parteneriale, amicale sau de rudenie, ori de colaborare pe care le au cu persoane care fie dețin poziții destul de importante, fie participă prin statutul lor într-o activitate care implică imaginea și asocierea în diferite forme de parteneriat. Un exemplu concret în acest sens poate să fie faza de lună plină de care vorbeam și care, cel puțin din punct de vedere al banilor obținuți și cheltuiți, le poate aduce niște situații încălcite, în sensul că datorită lui Mercur retrograd, fie pot pierde niște bani, fie investesc nu neapărat o sumă foarte mare, dar importantă, în ceva de pe urma căruia s-ar putea să constate peste o săptămână, două, trei încolo, că nu își vor recupera această investiție, care ține de fapt de imagine, și că ceea ce s-au străduit ei să construiască dintr-un anumit punct de vedere pe o strategie proprie pentru imaginea personală, nu reprezintă decât un efort mai mult sau mai puțin inutil, deoarece pierderile pot apare și se pot manifesta. Cu toate acestea, asemenea lucruri pot să fie evitate dacă nativii Scorpion sunt atenți la modul în care relațiile din anturajul lor se desfășoară. Din acest punct de vedere, este necesar ca nativii Scorpion să fie atenți la această nevoie, la această cerință de a repara cu sinceritate propria imagine, deoarece există riscul de a nu putea scoate cu totul la lumină aceste chestiuni, aceste cauze obscure sau încălcite, care le dau de furcă în intervalul 14-22 iunie. Nu în ultimul rând, pentru ei, chiar dacă există
acest trigon de apă între Mercur, Saturn și Neptun, care poate să îi ferească de niște neplăceri emoționale, totuși este indicat să fie mai atenți, pentru că intrarea lui Mercur în semnul gemenilor le poate cauza chiar brusc, cum s-ar spune, în câteva ore li se schimbă ideile, le poate cauza o schimbare inopinată în ceea ce privește scopul sau un ideal sau o țintă sau un proiect despre care credeau că poate să meargă și de care ar fi putut să se ocupe în mod eficient. Acest lucru se datorează unei, hai să spunem, interrelaționări mai dificile cu persoane care, exact cum spuneam, dețin poziții cheie în parteneriat, și este foarte indicat pentru scorpioni să încerce să-și folosească mai degrabă creativitatea în zilele de 18, 19, 20 pentru a putea să depășească acest prag, acest obstacol dificil, care este de fapt ca o perdea de fum și nu prea îi lasă să vadă dincolo de această cortină iluzorie cam ceea ce se întâmplă. Vorbim despre faptul că din punct de vedere al activității, al muncii în echipă, al relațiilor colegiale, este important în ziua de 20, de exemplu, să comunice eficient, dar de pe o poziție mai fermă, astfel încât să poată să repare, așa cum spuneam, și să obțină poate chiar un pic mai mult niște rezultate satisfăcătoare din perspectiva relațiilor de colaborare și de parteneriat pe care mulți scorpioni le au din acest punct de vedere. Nu în ultimul rând, vorbim despre faptul că trebuie să se pregătească mai mult sau mai puțin temeinic nativii scorpion pentru următoarele două săptămâni sau chiar trei, de unele să se pregătească în privința unor situații mai puțin plăcute care pot să ducă la pierderi sau rupturi, deoarece Mercur, care intră din nou înapoi pe casa 8-a a lor, le poate aduce surprize neplăcute care pot să aibă legătură cu propria lor persoană și cu această poziție a lor față de niște consilieri, niște sfetnici sau prieteni discreți sau rivali care stau în umbră și așteaptă din partea scorpionilor o mișcare greșită pentru a îi arăta cu degetul. Deci este foarte important pentru scorpioni, cel puțin în acest interval 14-22, să fie foarte, foarte atenți la tot ceea ce li se întâmplă. Nativii semnului săgetător. Luna plină, de care spuneam că s-a format în ultimele zile, le aduce la începutul acestui interval analizat tendința de a reevalua, cel puțin dintr-un anumit punct de vedere, acele presupuse recompense la care ei s-au gândit în ultima perioadă. Vorbim de faptul că, datorită lui Mercur retrograd, această situație obligă pe nativii săgetători să privească cu alți ochi sau dintr-o altă perspectivă poziția și statutul pe care îl au pe lângă anumite persoane importante, și din acest punct de vedere, sarcina lor personală, deci proprie pentru ei înșiși, este de a se apleca cu multă atenție și responsabilitate asupra modului în care ei, ca nativi, comunică pentru a-și îmbunătăți atât imaginea, cât și maniera în care aceasta se prezintă în fața celor cu care împart activitățile și responsabilitățile socioprofesionale. Conjuncția lunii cu Pluton de pe Capricorn, activând iarăși brațul curcii cosmice pe casa a doua a banilor, le aduce și necesitatea, dar și o situație oarecum
de blocaj în ceea ce privește finanțele proprii, astfel încât săgetătorii sunt nevoiți să facă un mixaj foarte ciudat în această săptămână în privința a două sectoare de viață, respectiv recompensele care întârzie să apară și relația cu asociații, colaboratorii sau parteneriatele de orice fel în care ei sunt implicați. Din acest punct de vedere, Mercur retrograd, care face un trigon cu Neptun retrograd și el din Pești, le aduce săgetătorilor posibilitatea de a-și planifica o nouă strategie legată de modul în care sunt remunerați, de modul în care reușesc să își îndeplinească cel puțin o parte din cerințele financiare, dar în același timp îi obligă să fie mai realiști în ceea ce privește modul în care cer și oferă în același timp, pentru că perspectiva asupra activității profesionale poate să aibă de suferit datorită unor discrepanțe care apar fie în acte, fie în înscrisuri oficiale sau pur și simplu care sunt întârziate și care nu țin neapărat de activitatea nativilor săgetători. Capricornii. Pentru acești nativi continuă stările relativ tensionate de care vorbeam în emisiunile trecute, însă la o cotă mai redusă. Deși faza de lună plină îi va face și irascibil și puși pe harță, așa din temirce, în anumite momente, ceea ce îi va surprinde pe cunoscuții lor, și așa cum bine se știe, capricornii sunt de obicei răbdători și defensivi în atitudine. Pe data de 14, nativii trebuie să fie foarte atenți, deoarece riscă mult datorită opoziției lunii cu Mercur retrograd, ceea ce îi aduce în stadiul de a veni fie cu o pretenție pe care nativii o vor prezenta fie partenerului de cuplu, fie soțului sau soției, asociațiilor sau colaboratorilor după caz, fie punând pe tapet atât intenția de a comunica faptul că ei nu mai pot suporta o situație în care ei erau implicați, dar nu sunt suficient de apreciați, fie vor ajunge să spună sau să afirme sus și tare că s-au săturat să aștepte sau să accepte situația în care alții i-au implicat, fără să primească un răspuns concret. Este mai degrabă o formă din partea capricornilor, o formă de șantaj subtil, mental, pe care nativii vor să-l folosească sau sunt tentați să-l folosească în săptămâna analizată, 14-22 iunie, dar ar fi mai bine să nu dea curs unei asemenea atitudini, deoarece se vor trezi cu consecințe foarte neplăcute pe termen mediu. Să nu uităm, de exemplu, că această conjuncție a lunii cu Pluton de pe semnul Capricornului, activând iarăși un braț al crucii cosmice, le aduce dificultăți legate de locul de muncă, de activitatea profesională și de relația cu partenerul și cu alte forme de relaționare în care Capricornii se află. Nativii vărsători. Sarcinile profesionale le cer acestor nativi să îmbine responsabilitatea cu necesitatea îmbunătățirii imaginii legate de proiectul sau activitatea de care se ocupă. Faza de lună plină, care a trecut, le oferă în următoarele câteva zile, cum ar fi 14 și 18, 19, apoi 20, posibilitatea de a construi punți relaționale suplimentare ce vizează rezolvarea unei chestiuni care țin de domeniul juridic, dar și de cel comercial, sau chestiuni de tipul celor care necesitau a fi soluționate până în prezent, dar care din cauze obiective nu au putut fi îndeplinite la timp. Din acest considerent, pentru majoritatea nativilor vărsători, pot apare ușoare probleme la nivelul aparatului digestiv, și vorbim aici de stresul cauzat de astfel de
situații. Stres cauzat de aceste probleme mici, dar stringente, ale muncii în echipă, dar și chestiuni presante și care cer totuși o rezolvare rapidă, deoarece au legătură cu colegii sau cu cei aflați într-un grup în subordine, care lucrează sub comanda fie a unei autorități oficiale, fie de stat sau privat, care cere schimbarea modalității de lucru pentru o anumită perioadă de timp de acum încolo. Din acest punct de vedere, este foarte important în acest interval 14-22 iunie pentru nativii vărsători, cel puțin în ziua de 18, să nu-și facă iluzii din perspectiva planului financiar, dar nici să nu cheltuie mai mult decât este necesar, pentru că ulterior, pe 19, 20 și 21, vor avea ocazia să îmbunătățească randamentul acestei activități printr-o suită de comunicări cu ajutorul cărora pun la punct repede, ferm și eficient aceste chestiuni care rămăseseră în urmă și de care vorbeam. Ca o concluzie pentru vărsători, este bine să se preocupe de aceste chestiuni și să le pună la punct, pentru că dacă le mai amână, s-ar putea ca în săptămânile următoare să se trezească cu niște greutăți mult mai dificil de rezolvat decât până acum. Și în sfârșit, nativii semnului Pești, aceștia îl au pe patronul lor Neptun intrat în deplasare retrogradă și din acest punct de vedere nativii trebuie să fie atenți la tot ceea ce vine dinspre sectorul relațional, în primul rând. Deoarece din această direcție, pentru câteva zile, apar tot soiul de turbulențe legate de modul în care nativii se înțeleg sau nu cu partenerii de cuplu, cu asociații, cu colaboratorii sau cu acele persoane cu care sunt implicați împreună într-o activitate ce vizează fie obținerea de rezultate financiare sau alte scopuri propuse în domeniul comerțului. Apar câteva stări conflictuale din această cauză în plan verbal și relațional, care țin de gradele de rudenie, fie cu frați sau părinții de gen masculin, fie cu copiii, aceste conflicte vizând chestiuni ce țin de moșteniri imobiliare și sau financiare, oricare țin de factorul juridic, niște piedici, niște întârzieri și de factorul de legalitate, ori de cheltuieli pentru o aniversare sau pentru o persoană care face parte din familie, deoarece nativii Pești nu prea ar vrea să-și țină făgăduințele făcute. Iar din acest motiv, mai mult sau mai puțin subiectiv, pot apare aceste conflicte în plan personal, așa cum spuneam. Este mult mai bine ca nativii Pești să-și evalueze atitudinea, cel puțin față de asociații și partenerii cu care se află în diferite forme de participare, dar mai înainte de acestea să-și revizuiască relația cu toate rudele cu care se află în contact, deoarece lipsa de seriozitate, chiar dacă aceste lucruri aduc efecte trecătoare, le poate aduce unele prejudicii cu caracter irreversibil, deși nativii Pești se străduiesc să-și îndeplinească obligațiile pe care și le-au asumat să le aibă și pe care ar trebui la modul serios să și le ducă până la capăt. Nu în ultimul rând, în ziua de 20, trebuie să fie atenți la modul în care reușesc să rezolve o parte din aceste situații conflictuale, însă nu trebuie să fie o atitudine oarecum războinică din partea lor, ci mai degrabă fermă și înțelegătoare, exigentă și cu randament. Având în vedere că predicțiile pentru săptămâna 14-22 iunie s-au epuizat, eu vă dau o nouă întâlnire la emisiunea Astre și Destin joia viitoare, dar până atunci ne vom întâlni luni la ora 17 la Dimensiune Spirituale. Cu acestea vă spun cale ușoară și multă lumină!